Mijlocașul Serghei Perciun, de numai 17 ani, a marcat un nou gol pentru Torino Under 19. Echipa sa a acces în finala Cupei Italiei. El a punctat pentru 3-0 în duelul cu Lazio. În ultimul act, Torino va întâlni câștigătoarea dintre Fiorentina și AS Roma. Între timp, un alt discipol de la Academia Radu Rebeja, Daniel Mitrișin, a semnat cu Bologna.